Depozitul Sece Pomicola, firma care a câștigat licitația pentru furnizarea merelor în 5 dintre cele 8 zone ale sălașului, va rămâne în continuare închis. Asta a decis astăzi Comisia Mixă care a reevaluat condițiile de depozitare a fructelor. Astăzi a expirat termenul acordat de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălași pentru remedierea de către 10 la SRL a deficiențelor constatate cu ocazia ultimelor controle la depozitul de fructe al societății. Potrivit informațiilor primite de la purtătorul de cuvânt al DSVSA Sălași, dr. Vasile Kindriș, din Comisia Mixtă care a verificat depozitul, au făcut parte reprezentanței DSVSA Sălași, DSP Sălași și APIA Sălași. Citez, echipa a constatat că unitatea nu a remediat toate deficiențele, prin urmare s-a produs menținerea sancțiunii de suspendare a activității și notificarea Consiliului Județean Sălaj. Reamintim că societatea a solicitat în 15 decembrie la DSVSA Sălaj avizarea amenajării unui depozit de legume fructe într-un spațiu închiriat de la o firmă și amenajarea lui corespunzătoare în vederea depozitării merelor. DSVSA Sălaj a avizat depozitul, întrucât la acea dată spațiul respectiv corespundea cerințelor legale, spun reprezentanții instituției. La un control ulterior, după ce depozitul a fost supraaglomerat cu fructe, inspectorii au constatat că din cauza faptului că nu s-au putut face igienizări și pentru că au fost astupate gurile de aerisire, în pereții depozitului apăruseră între timp igrasie, iar umezeala din incintă a dus la accelerarea procesului de stricare a merelor. La începutul acestui an s-a luat decizia suspendării activității depozitului, dându-se un termen de șapte zile pentru remedi. A problemelor. Acestea nu au fost însă înlăturate până astăzi, la expirarea termenului, astfel că depozitul rămâne închis în continuare. În aceste condiții, Consiliul Județean Sălaj anunță că va rezilia contractul de furnizare a fructelor în școli cu firma în cauză, urmând să încheie un nou contract cu altă societate. Acest demers va necesita însă un timp destul de lung, timp în care 13.000 de le din Zalău și din alte localități din județ nu vor primi merele asigurate prin programul guvernamental de stimulare a consumului de fructe în școli.